Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi ne-am adunat aici ca să vorbim una alta și astăzi vorbim despre următoarele patru capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se despre G.K. Chesterton, primul sistem de legi, grădinița anarhocapitalismului și negocierea unei ordini anarhice. Înainte însă de a intra în capitole, vă reamintim ca de obicei că jos sub video se găsește un buton de like, care dacă l-apăsați acum se întâmplă tot felul de chestii cu videoclipul ăsta, ceea ce noi ne dorim să se întâmple, așa că vă rog să apăsați. Alături aveți un buton de subscribe dacă vreți să mai primiți notificări când mai punem alte videoclipuri sau când mai avem ceva de spus. Câteodată nu doar videoclipuri, mai sunt și chestii pe pagina de comunitate, pagina de community. Puteți dați un ochi și pe acolo. De asemenea, jos în descriere veți găsi acum, dacă vă uitați în premieră, niște întrebări. Dacă vă uitați după premieră, o să găsiți și timestamp-ul la care dăm răspunsul la aceste întrebări, ca un fel de desfășurător al emisiunii. Tot acolo găsiți și niște adrese unde mai găsiți conținut în Dodi pe internet, Telegram, Instagram, Twitter, blogul nostru, nu poate nu știați. Îndodi.ro să-l vizitați pentru tot felul de articole. Și tot jos în descriere găsiți niște link-uri către conturi de Patreon sau Crypto dacă sunteți cu dare de mână și vreți să susțineți financiar efortul nostru, pentru care vă mulțumim cei care o faceți deja. Primul capitol despre Chesterton. Care Chesterton este, de fapt, ultimul capitol din ediția a doua. Din ediția a doua, da. Da. Asta se voia marea încheiere. Chesterton, eu știam că la noi este un autor foarte puțin cunoscut, dar se pare că peste tot în lume este un autor puțin cunoscut. Uitat, un pic uitat. Da, însă a fost foarte prolific. Deci a scris volume întregi în perioada la începutul secolului 20, 1905-1925, să zicem. Da. Dar a fost în umbra celor altor doi mari scriitori britanici, George Bernard Shaw și Orson Welles. Din cauza că erau mai progresiști și doreau multe schimbări, erau mult mai populari. H.G. Wells, nu Orson Welles. Orson Welles e actorul. Da. Orson, am zis. Ești mai așa sau cum? Nu, H.G. Wells. Wells, ăla care a scris War of the Worlds. Pe și actorul care e? Orson Welles. A făcut filme. Citizen Kane, de exemplu. Not the same person. Nu crezi că te așa. Copesc, am mai auzit eu numele ăsta. Însă Chesterton era la fel de acid ca și ei, chiar mai acid decât ceilalți doi oponenți, însă era pe poziții conservatoare, Chesterton. În vremea aia conservatoare, acum aproape libertariene. Da. Era o mică anecdotă legată de un mare, zicem, un mare scriitor de pe vremea aceea, în care spunea, domne, n-aș mai vrea ca metroul să ajungă la destinație așa cum spune conductorul, ci vreau să ajung într-o altă dimensiune, vreau să întâmple ceva extraordinar, să ies din plictiseala cotidianului, ceva de genul ăsta. Plictisea, da. Și Chesterton spune ceva de genul următor, dom'le, tocmai asta este minunea, că ajunge la destinație, dar putea să întâmple o grămadă de alte lucruri. Accident, cade tavanul, o grămadă de lucruri. Faptul că ajunge, iată că se întâmplă și tu nu o vezi. Da? Te gândești la tot felul de prostii. Așa. Și atunci când în România recentă a apărut Dacă Dumnezeu nu ar exista, o colecție de eseuri la Contramudum din Chesterton. Și acolo se discuta cât de modern sau postmodern
era Chesterton și am avut, era și din Elgane acolo și discutam despre lucrurile astea. Cartea se găsește la editura Contramundum, o să punem un link jos în descrierea videoului către ea. Da, ce-i place lui Friedman la Chesterton e... Uite că reușește să fie un liberal în vremea colerei. Toată lumea se muta la socialism, la comunism, de-aia au și rămas aia doi, Wells și cu... Și la Shaw parcă și el mai avut ezitări, nu? Știu cum mai are și chestii liberale mai... Păi și adică Wells, era comunist, da. Da, da. A, și probabil, și tot... probabil e punctul de vedere din care îl privești inițial când nu știi nimic. George Bernard Shaw e tatăl liberalismului, da. Liberalism progresist sau... Dar e altceva, da. Nu, mă gândesc dacă n-a avut de asta o terapenici. Dacă vezi spre sfârșitul vieții să nu mai fost așa de comunist, vezi, nu merge nici cu... Da. Gândiți că în vremea aceea erau... problemele sociale erau mult mai... temele sociale, pardon, liberale, erau mult mai acute. De exemplu, femeile, dreptul de vot pentru femei. Da? Conservatorii erau împotriva. Da? Pe când progresiștii, socialiștii erau pro. Deci, da. Și acum... Dacă nu cred că mai există conservator care să dorească, dumne, femeile n-ar trebui să aibă vot, drept de vot. Ba da. Da? Siguranță există. Aia care știu ce spun. Bine, eu... Dacă ești pro-monarhie, normal că dispare de, nu doar pentru femei, pentru toată lumea. Exact. Sau poți să fii pro-libertate ca libertarian. Da, nu mai ai drept de vot. Nu mai există stat. Nu mai ai ce să votezi. Nu mai votează nimeni. Votezi dreptul libertarian. Mai stat. Rezolvăm prin negociere. Ce vreau să zic, să te critic cu aia cu postmodern, el nu e postmodern, e un tradiționalist. Ce e surprinzător e că rămâne în tradiția liberal clasică, în condițiile în care curentul era altceva. Uite și azi e cearta asta între conservatori și libertarieni. Conservatorii nu înțeleg, pentru ei libertarienii sunt atei. Sunt atei. Uite, inclusiv Friedman atinge chestia asta, că dacă te uiți la cărturarii grand libertarieni, sunt agnostici, sunt atei. El din ce zice aici poți deduce că e ateu, că zice nu sunt catolic și nici măcar teist. Mm-hmm. Ok, Friedman, ce ești? Panteist? Da. Rothbard e ateu, la liberal clasic Hayek e ateu. Mrs. Era, nu mai zic, e militantă. Nu mai are. One Mrs. Din ăștia mari. Iar nu stic Mises, nu zice că e ateu. Okay. Nu, mă suspendă judecată. Da. Zice, n-avem... Ce înseamnă agnostic? N-avem argumente tari nici pentru nici pro, nici cu. Nu suspend judecată. Așa, deci apropo de intriga asta între libertarieni și conservatori, conservatorii, nu știu, când vor să te lovească, păi nu credeți în Dumnezeu. Sunt. Problema libertarianismului e că el e neutru față de religie. Deci nu spune nici să fii credincios, nici să fii ateu. Așa cum e neutru și în, nu știu, și în de gay marriage, o chestie rea, vorbind de o lume anarhocapitalistă, o chestie rea, în libertarism nu se pronunță. Spune doar că trebuie permisă într-o lume anarhocapitalistă. Nu e un schimb agresiv faptul că se căsătoresc doi gay. Dar nu e, n-are nicio de-astea de valorizare pozitivă. Mă gândesc că un progresist cultural ar vedea asta ca pe o chestie bună. Love is love, chiar dacă e între ei. În timp ce un conservator pe fundamente religioase ar fi anti. E o chestie rea. Uite, Dumnezeu spune că e rău. Era chestia asta. Unde vreau să ajung? Ok, zi tu. Ajungi la un ideea că, da, asta era ideea. Că poți fi... Poți avea libertarian credincios și uite-l și pe acest Chesterton, care e liberal și pentru că e credincios, de-aia e liberal. Uh-huh. Deci nu creștinismul e o chestie care, na, liberalii sunt toleranți și aș tolera și religia. Nu, lui se pare că așa apără creștinismul. Asta e o mare... Da. De pentru conservator nu e greu de înțeles chestia asta. Cum... Și cu toate astea, așa cum poți avea libertarieni credincioși, să zicem, cu toate astea, în anumite contexte, cum ar fi ăsta etatist, poți avea libertarieni și împotriva trecerii unei legi în vederea gay marriage.
Da. Da, asta e da, asta e foarte. Da, asta e un punct extrem de subtil. Da, e extrem de subtil, să știi, pentru că poziția mainstream libertariană, de exemplu, poziția lui Walter Block, e că nu, că trebuie să că trebuie permisă, știi? Nu știu ce argumentare. Argumentul meu e că e un fel de subvenție. Da. Argumentul meu e că nu trebuie nici interzisă, dar nu trebuie nici, cum să zic, ca la sfeclă. Sfecla nu trebuie interzisă, dar nu trebuie nici subvenționat. Exact. Argumentul libertarian ar fi că e un fel de subvenție. Deci ratificarea acestui contract, ce face statul când permite căsătoria asta? Păi inclusiv că îți ratifică asta, că ai un funcționar care tot e un cost, tot e o agresiune. Da, dar să nu mai vorbim că există chestii de genul ajutor de căsătorie sau... Tot e securizarea unui contract. Legea familiei. E securizarea unui contract. Asta, ce face statul? De ce există contractul ăsta de căsătorie? Păi ca să-ți... Dacă apare vreo intrigă, nu știu ce, sau succesiune, sau nu știu ce, el îți oferă servicii de apărare, ca și la căsătoria tradițională. Bine, îți dai seama că un conservator n-ar fi foarte încântat. Iar s-ar mira, știi? De fundamentul ăsta. Pentru că argumentul ăsta lovește și în căsătoria tradițională, pentru că e același. Evident. Că problema e etatismul, nu problema e... Problema e etatismul, nu e... Da. Și punctual aici, problema e cu extinderea etatismului, nu cu natura căsătoriei. Da. Da. Cu ce face statul. Aș vrea să menționez că există și libertarieni creștini importanți actuali. Gerard Casey îmi vine cu minte. Uh-huh. Da, există. Nu spun că există. Ăștia de la spun Mises. Că problema pe care Bob Murphy. Zis-o Costel este că conservatorii sunt de părere că vreau doar să menționez că ar fi atei. Așa vor să te lovească, știi? Și când văd, aolo, stai că Murphy dă cu Dumnezeu, cu nu știu ce, Woods, la fel. Păi stai, ce cu ăștia? Și se miră. Eu credeam că voi sunteți cu ateismul militant. Dacă am ajuns acolo, e ceea ce spune Friedman aici, este că el a ajuns forțat să pas cu pas într-o poziție filozofică ce poate să fie descrisă ca un fel de catolicism fără Dumnezeu. Ăsta e și Rothbard. Da. Deci dacă vrei să-l definești, ăsta e și Rothbard. Motivul... Pe care am și zis-o. Da, exact. Ideea e că valorile sunt... aceleași fundamentale. Motivul pentru care el ajunge în părerea asta este că există niște, să zicem, ca să-l amintim și pe humor, există niște intuiții asupra ceea ce e bine și rău, care unii dintre noi credem că sunt împărtășite la nivel de specie umană. De exemplu, există o problemă, eu sunt de părere, Costel nu e de părere, asta că dacă spui, dacă formulezi principiul non-agresiunii ca fiind ceva ce, cum să spun, ca... obiectiv. Ca fiind... să nu fii agresat. Da? Ce înseamnă principiul? Înseamnă că este preferabil să nu fii agresat. Ok? Asta... Nu poți, construind-o în felul ăsta, nu poți să spui că este subiectivă, pentru că ca să o falsifici, trebuie să spui că preferi să fii agresat, ceea ce este o construcție imposibilă din punct de vedere logică. Definiția agresiunii este că nu poți să preferi așa ceva. Ba, e împotriva voinței tale. Poți să preferi să fii agresat. Nu poți fi preferi. Nu, poți să preferi să fii agresat. Așa nu mai e inconsistent. Da, dar atunci ești inconsistent în aplicarea principiului. Principiul ți-am mai spus. Ca să fie universal, nu contează de care parte a agresiunii te situezi. Ce vreau să spună Friedman e că toți țin la... Da, eu zic că e o greșeală asta. Toți zic asta. Domnule, e la fel de obiectiv ca atunci când spui, nu știu, București e capitala României. Asta e o propoziție adevărată. Nu e vorba de nicio percepție sau orice alt. Nu știu, adevăr, de asta din fizică. Există atracție, există nu știu ce. Luna e un satelit al Pământului. Și pointul lor ăsta e și al lui Rothbard, și al lui David Friedman, că sunt la fel de obiective, la fel de adevărat. Nu sunt niște chestii arbitrare, că nu trebuie să... Bine, asta contrazice poziția lui din capitolele. Pentru că dacă tu construiești o dilemă de asta, ai voie să omori un copil ca să salvezi
un miliard de oameni, el, din ce zice aici, răspunsul e că nu, n-ai voie să o omori. Poziție fundamentală. Ori în capitol. La utilitarism. Da, mm-hmm. Pe de altă parte, mi se pare că e o contradicție, știi? Deci asta e o poziție, să zicem, deontologistă, nu știu. Nu sună da, principială. Cu siguranță principială. E o poziție deontologistă atâta vreme cât tu ți-o asemeni cu o religie. Mm-hmm. Sigur ești pe o poziție, n-ai cum să fii pe o poziție utilitaristă. Da. Da, acolo știi ce e bine și ce principial, e rău. Ce termen exprima? Deontologist e prea lung și prea confuz, prea filozofic. Nu știu, principialistă, cum se zice. Ăla e și mai lung. Ceva o să zici de principii, dar asta parcă s-a persiflat așa, nu are încărcătură necesară. Poate fi principială, da? Ești pe o poziție principială. Da. Mai este și, după aceea, se leagă de antisemitismul lui Chesterton. Se spune că unul dintre felurile în care este cel mai adesea combătut Chesterton astăzi, mă rog, astăzi la vremea lui când a scris cartea, astăzi el e cam uitat, dar spune că era combătut datorită luărilor de poziție antisemite care teoretic le-ar fi avut Chesterton. Dar nu erau antisemite și lui Friedman îi place poziția lui, că a încercat să se ocupe sincer de problema evreilor care nu... Cred că și Friedman e evreu, nu? Da, este. Yes. Ca și Rothbard, că tot da. Am da. Văzut critica asta idiotă. Deci un ăsta gardist. Deci era o imagine cu toți ăștia și uite, vreau Rothbard, Ayn Rand. Ok, bine. Și ce dacă și tu în ce crezi? Cred în creștinii și Iisus ce era? Da, exact. Era era nostru. Poate vorbim admins. Chesterton nu e recunoscut pentru stilul lui de arătura opusuri și a folosit de paradoxuri. De tipul, îmi plăcea să cred în liberali, am rămas să cred doar în liberalism. Tot felul de jocuri da. De cuvinte din astea, știi? Îmi pare bine că Friedman l-a pus aici... Nu, paradox. Poate să nu-ți placă PNL-ul, să-ți placă liberalism. Nu? Da. E doar așa, că te ia prin surprindere. Te ia prin surprindere, da. Sensul ăsta. Și nu cred că mai vorbește și de altcineva, de alt autor în cartea lui. Dar pe ce stă tot l-a pus aici? L-a pus separat, teoretic, la finalul ediției a doua. Urmau tot felul de recomandări, cărți, articole, chestii în toate, așa, dar Chesterton e luat de acolo de o parte, și da. Pus, da. Tocmai pentru că presupun că pe o dată Friedman le simte o simpatie față de el și în al doilea rând, probabil pentru asta, că să-i facă și pe larg apărarea împotriva percepției de antisemit. Da, aici mie mi s-a aprins subiectul ăsta că, vezi, Chesterton s-a ocupat de problema evreilor că nu erau plecați, erau evrei francezi, evrei germani, dar erau plecați, nu erau francezi, nu erau germani. Și pe vremea aia exista ideea asta că nu o să fie liniștiți, nu o să fie pace bună dacă n-au un pământ. Și atunci a apărut ideea asta că ar trebui să existe statul. Na, ideea sionistă a apărut cu mult înainte. Bine, era în continuare. Da, era în mainstream. Da, și aici de fapt vreau să vă întreb. Când ai oameni care sunt plecați, oare nu e o soluție mult mai bună decât să-i trimiți la ei acasă, chit că trebuie să le faci o casă? Știi cum li se mai întâmplă la libertarieni? Ia duceți-vă și faceți-vă voi țara voastră libertariană. Mă, eu mă gândesc că... A zis cineva asta. Auzi. Harald Feinherr. Cine? Harald Feinherr. Cine e asta? Două capitole în urmă, norvegianul. A zis asta despre libertarieni? Păi de-au plecat aia în Islanda.
A plecat din zonele nordice, din Norvegia, nu s-au înțeles cu regele. Cu regele și de-aia au plecat ei în Islanda. A zis aia. Harald aici, de mâine este legea mea, nu vă place? Da. Vale. Nu, mă gândeam că ceva contemporan, nu știu. Mă rog, ideea era că dacă mă gândesc că o soluție... Contemporan o auzim în fiecare zi. O soluție ar fi să fie liber, să coordoneze, să organizeze și atunci ar fi mai multe lumi în aceeași spațiu fizic, nu trebuie trimiși. Ideea la vremea respectivă era, nu știu dacă era neapărat anti... Ok, era antisemitism, nu, antisemitismul dacă e să luăm așa a început de mult, da. Dar problema e în felul următor, că ideea unei societăți multiculturale nu era pe masă. Nu era pe masă, nu la vremea respectivă, ci era vorba de integrare într-o națiune. Da. Ori evreii niciodată n-au dorit să se integreze și pe de altă parte nici n-au vrut conaționalii lor să fie integrați. Aha. Cu ei, adică să le permită să se integreze. A fost așa de o parte și de alta. Da. Spărțirea mea, bine. Da. Și în interiorul acelei paradigme în care etnie însemna națiune, însemna așa, uh-huh. Ok, a apărut ideea asta. Păi, de unde sunt ăștia? De acolo. Jucați-vă la scara voastră. Hai să le facem, da, jucați-vă la scara voastră. Și de acolo. Pe de altă parte. Și simpatiza, nu? Și cer să stăm cu asta. Da. Pe de altă parte, experimentul post Primul Război Mondial, da, care s-a desfășurat în Polonia și Lituania, acolo unde evreii au primit cea mai mare deschidere, au înflorit economiile celor două țări la vremea respectivă și au atras acolo mulți evrei. De asta au și avut nemții ocupație puternică pe acolo. Nu, mi se pare total greșită toată abordarea asta. Dacă la țara asta este a noastră sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Dacă un evreu e proprietar pe un teren sau pe o casă, uh-huh, în zona geografică unde zici tu că e țara ta, uh-huh, nu e țara ta. Tu ești proprietar. Unul din proprietari. Da, unul din proprietari. El e un vecin cu tine acolo. Nu trebuie să plece în altă parte sau... Da, eu mă gândesc că sunt condiții de astea de antisemitism, de n-ai ce să-i mai... Eu știu că asta e perce, dar vreau să... Da, drept ar fi, te uiți altfel la situație, da? Plus că ideile astea cu statul națiune și... E o chestie, da, de masă. Bine, dar să fim înțeleși, n-are nicio legătură chestia asta, chestia asta nu e... doar antisemitism. E pur și simplu anti-adărism. E tribalism. Da. E o formă de tribalism. Și evrei în sine, tocmai de asta spune și poate și de asta și Chesterton o punea din acest punct de vedere, faptul că zice că, domne, dacă evreu, adică face accentul el, Chesterton, pe ideea că tind să se ocupe doar cu anumite profesii. Unul dintre lucrurile imputate evreilor istoric, la nivel istoric. Și ce se menționează chestia asta, dar spune de asemenea că dacă s-ar apuca să ceară pământul lor pe care să lucreze, să fie agricultori, să fie mineri, să fie și celelalte profesii, atunci da, sigur. Nu putem să le refuzăm chestia asta. Da. Mă rog, am pierdut ideea. Dacă cer ei? Dacă ei cer să... Dacă evrei ar cere. Dacă își cer țara lor în care să facă de toate, cum ar veni. Adică care să fie... Și, na, teoretic, asta s-a și întâmplat, nu? Cu 1950 și... 40. Nu. Așa? Un pic. Mă rog, a fost un proces. Nu, a fost când s-au 48, ai dreptate, 48. Când
s-au răsculat, revoltat, declarat independența. Nu-n gută. Practic, asta fac ei acum la ei în țară cu tot. Toate. Da. Joburile respective. Uite, apropo de soluția asta evreilor, azi e pe piață și soluția multiculturală, nu? Dacă nu sunt în Israel, în alte țări. Chiar însemna multiculturalismul ăsta, că la minorități să le oferi, bine, faci ce ar face și piața liberă, le oferi educație în limba lor. Întrebare, uite, ăstora care suntem de dreapta, ce nu ne place la multiculturalism? Păi, nu ne place multiculare. Dacă e voluntar, mie și mie îmi place. Nu prea e voluntar. Aia nu-mi place. Adică nu e voluntar în sens că e de stat. Da. Da, și reglementat, îți pune cote. Da. De ce aveți cartierul ăsta fără nu știu ce etnie? Ia să aducem cote. Sau și reguli. Nu, ajuns până acolo. Obiecția cred că e și legată de reguli. Dom'le, nu vin cu reguli din Irak, să zicem. Noi în vest credem în, nu știu, drepturile naturale. Asta e problema, de fapt, că multiculturalismul în sine pune în contact direct și automat conflict oameni care au sisteme de valori profund diferite, mergând și până la originea lor, sisteme de credință profund diferite. Și... Bine, nici libertarii n-ar avea o problemă să... Doar pe reguli ar avea o problemă. Neavând, nu, pe regulile, de exemplu, îți dau și anumite permisiuni. Deci, uite, în conflictul fizic, da? E văzut mult mai lejer de o anumită cultură decât s-a ajuns văzut în cultura predominant vestico-liberală, da, care n-a trecut prin comunism. Vezi, și apropo de comunism, da, să vezi doi care se băteau pe stradă la noi în România în 90, era una. Vezi doi care se băteau pe stradă astăzi, e alta. S-a schimbat percepția asupra violenței. Acum e mai puțin acceptabil așa ceva. Ne ducem cu poliția, cu chestii, nu? Suntem civilizați. Se agită lumea, da. Să vezi doi care se bat pe stradă în vest, dacă nu ești într-un ghetou arab, e cu totul alta. Pe când dacă ești într-un ghetou arab, s-ar putea să fie mai normalizată decât e la noi. Decât era la noi în 90. Da, s-ar putea. Dar tind să cred că în astea totalitare nu e neașa acceptată. Pentru că e o formă de obrăznicie, știi, față de ce? Regim. De conducerea, da, principală, da. Nu sunt. Însă cred că e mai puțin acceptată. Totalitarismul nu se joacă cu... Tocmai asta e ideea. Tocmai asta e un mic paradox aici. În clipa în care tu, totalitar fiind, vrei să reglementezi tot și nu lași nici chestiile astea de bușeli să se apară, cazi în 2 ani. În zonele, e Arabia Saudită, da, care are poliție religioasă și tot ce vrei, da? În timpul ăsta, în Arabia Saudită, vin comici care țin spectacole cu tot felul de, în deșert, incognito, clandestin, cu acceptul așa, voalat. Zici că îi lasă. Da, pentru că înțeleg că dacă nu îi lasă, se revoltă. Poate fi, nu. O societate care este extrem de reglementată la nivel moral, iarăși dau exemplu Arabiei Saudite, că au poliție religioasă, what the fuck, da? Care este atât de reglementată la nivel moral, dacă nu o lași să scape pe la supape, îți explodează. Nu, dar trebuie să pui și degetul exact pe unde e opoziția, unde e conflictul, știi? Când spui că, nu știu, uite, libertarienii se opun multiculturalismului, e adevărată propoziția asta. Într-un sens poate fi adevărată, că dacă te referi la principiul în agresiuni și pe acolo ai agresiuni. Alte reguli care consfințesc
agresiunea, reguli agresive, da, e intolerant. Dacă te gândești la multiculturalism cu mai multe religii, mai multe care nu sunt agresive, nu e, e da, compatibil. Da, totul e să poată să și trăiască împreună. Asta e ideea, că mai multe religii poate să trăiască împreună dacă se acceptă. Sau nu poate să trăiască împreună dacă nu se acceptă unul pe celălalt. Cred că este să nu se încăpățâneze niciunul nici alții. Deci, că... ai părțile care sunt gazde, ai părți vizitatoare și mai ai și statul care în părțile astea poate să încăpățâneze. Nu, asta este, nu, să zicem că avem stat. Asta este situația de astăzi. De azi, da. Și de asta se generează conflictul, tocmai pentru că unii se văd ca fiind gazde, unii îi văd pe ceilalți ca fiind vizitatori. Statul strică lucrurile oricum, dar în perspectiva unei societăți ancapistane multiculturaliste, dar nu mai e vorba, nu mai împarți lumea. Statul a dispărut din prima, cum a zis Costel, dar nu mai împarți lumea în gazde și întrebarea oaspeți, dacă e posibil să coexiste. Aici e și o discuție teologică. Uite, sunt oameni care spun ăsta, islamul nu e compatibil cu ideea de libertate. Uite, dau pasaje. Poate pentru că țin foarte tare la niște valori. Răspunsul ăsta e, păi, dar și creștinismul, dacă ei chestii de alea rele, mai dinainte, știi, mai din Vechiul Testament, vezi că sunt chestii agresive. Uite un exemplu, ca să nu mai dăm așa. Contează, avem chestia cu Charlie Hebdo. Da. Într-o revistă în Ancapistan, cineva publică o parodie cu Mohamed. Și deja ei trebuie să... Ideea e că nu contează atât de mult religia în sine, da, ce face, pentru că hai să fim serioși, cu siguranță, chiar dacă la noi, chiar dacă în creștinism nu există o lege scrisă împotriva defăimării, așa, da. Dacă e avem... E posibil să găsești, dar nu să faci chip cioplit, interpretată ca... Dacă avem... Oricum, a fost interpretat în creștinism chestii de tipul... Numai acum, dar pe vremuri, decât dacă... Păi asta e întrebarea. Dacă poți avea un proces similar și în Islam și în altele mai urâte... Era treaba. Înseamnă că se poate, știi? Deci, asta e scenariu optimist. E că poți să ai niște oameni foarte devotați, greșit devotați, dar foarte devotați, care să ia... o publicație care să spună că Iisus a fost homosexual și să o maltrateze la fel cum a maltratat ea Charlie Hebdo. Adică nu este imposibil. Problema asta nu e atât de ce face religia în sine și ce dictează religia. Ok, dacă religia în sine dictează că trebuie să-ți faci ceva, atunci cresc șansele, e adevărat. Dar ideea e că responsabilitatea în punctul final e la oameni. Da? Și la noi în creștinism scrie că femeia trebuie să se îmbrace cu modestie pe stradă, când ies pe stradă, și la ei. Da. Scrie același lucru, da? Pe de altă parte, bărbații creștini atunci când trece o femeie în fustă și fără batic pe lângă ei, n-o să înceapă să o abuzeze din punct de vedere sexual. Da? La ei chestia asta e încă acceptabilă. Mă rog, dacă e nevasta altuia... E o chestie de investiție. Nu. Dacă e nevasta altuia... comunitatea e primită. Toată comunitatea. Dacă e nevasta altuia, atunci ea este în siguranță și în... și între ăia. Da. Mă rog, sunt... Nu, e o chestie delicată. Uite, zicea Rothbard într-un... pe cine îl critica. Ăla se baza pe... Că spune poziția asta, păi ca și cum ai baza ceva pe religie. Găsești acolo orice, știi. Nu, este poți că, argumenta, da, este că nu e ceva fix ca principiul non-agresiv și aici avem dileme de interpretare, cum interpretezi avortul, cum interpretezi nu știu ce. Nu, da, aici iei scriptura și vezi că ai. E nu neapărat moralul iau, e o să-ți justifice inclusiv juridic, noi n-ar trebui să fiu sancționat juridic, că i-am omorât pe redactoria de la nu știu ce revistă care au făcut. Da, e o reparație. Eu am făcut dreptate aici. Adică ei nu pot să conceapă că... Că un răspuns la agresiune, ca cum mai răspunde sau o crimă. Nu neapărat islamism, dar gândește la, să zicem, la comunitățe de romi. Acolo au fete minore, cum zicem noi,
pe care le căsătoresc cu alți oameni și nouă ni se pare, domne, tu ai agresat, da? Drepturile copilului sau ceva de genul ăsta. Pentru ei nu este așa. Deci sunt multe, nu poți ajunge cu chestia juridică în treaba asta, știi? Și ca să nu-mi sară lumea în cap că m-am legat doar de arabi, în India, de exemplu, da, bine, e adevărat că e tot în zona musulmană, dar urmează să dau un exemplu care nu e. Da, în India, de exemplu, există într-o anumită zonă vagoane de tren segregate între bărbați și femei. Și dacă ești femeie și te urci într-un avion, te urci într-un vagon care este desemnat ca fiind pentru bărbați, păi vei fi pipăită, e liber, este liber la pipăit, cel puțin dacă nu scap mai rău de acolo. Și problema nu este una strict de natură musulmană, pentru că și în Japonia există aceleași probleme. Deci, patriarhală. Deci contează foarte mult, cum să spun, setul de comportamente normalizate care se petrec în comun. Da? O societate multiculturalistă poate să existe, dar doar în măsura în care, că de fapt asta e, aici se opintesc și conservatorii, dar o societate multiculturalistă poate să existe doar în măsura în care toți aderă unanim la un set mic, cât de mic or fi, dar trebuie să fie un set de valori comune respectate care să nu fie încălcate. Da? Conservatorii spun acest set de valori comune vine din tradiție și ne-a definit la nivel național. Multiculturaliștii spun ce vine la nivel național sau din tradiție, putem să ștergem cu buretele, nu contează. De fapt, adevărul e undeva la mijloc. N-am vrea să zicem că la nivel național, că... Conservatorii spun, conservatorii naționaliști tind să spună chestia asta. Ba, da. Deci național a fost, chestia națională a fost după 1800-1900 în România. Da. Și tema cel mare, nimeni nu se gândea la nivel național, o să avem nu știu ce valoare. Poate era națiunea mai mică, nu știu. Cât de adevărat e și ideea asta. Poate eu nu cred că lumea Ștefan gândea. Era Moldova, era națiune, nu? Nu avea termen, nu gândea așa, nu cred că gândea la ziceau națiune. Nevoile și neamul. Ei nu ziceau, dar poate asta gândeau. Un set de tradiții locale. Teritoriul local exista peste ziceam, tot. Da, dacă e teritoriul și regulile, asta e națiune. Nu? Așa nu define stereotipenii naționali. Erau, asta cred că erau, că și primele triburi. Eu cred că erau, Moldova erau mai local, înseamnă local, cred că erau 3-4 sau 10 chestii. Da, dar uite, de exemplu, ai conflictul lui Ștefan cel Mare cu negustorii, da? În care el și-a impus punctul de vedere național, când s-a apucat să le ia vamă pentru drumuri. Da? Ei au construit drumurile, dar da? Chestii... fiecare era cu legea lui, a venit Ștefan, a spus, oamenii mei, oștirea mea, marcați banul sau ne batem. De când erau, să zicem, erau țigani pe acolo sau alte, sau răzeșii față de muntenii sau alte categorii sociale, fiecare avea propriile lor, să zicem, obiceiuri și norme comportamentale. Știi? Nu e obișnuit să facem așa. Da, nu era. Nu e obișnuit să facem așa. Putem nu erau la nivelul Moldovei întregi, putem spune că mai, nu era centralizată la felul ăsta. Dar și uniformizată. Atâta vreme cât Ștefan domnea peste toată Moldova și toți care colectau taxe ajungeau în visteria lui, era taxele, da, ceva la nivel alte național. Alte obiceiuri, nu cred. Noi la morți facem așa, facem pomană după 3 zile. Dincolo facem după 7 zile. În altă parte a Moldovei. Uite, Goldberg are vedetă conservatoare și nu știu cât de iubit e în România. Ăla face cu liberal. El merge... Tu ai tinde să ataci conservatorismul, să spui, păi uite, China are tradiție autoritară, să păstrăm tradiția, știi? Și mi se pare că Goldberg chiar o poziție de tipul ăsta are. Adică e atât de conservator, nu zice valori vestice, că asta e tradiție. Nu, fiecare tradiția lui. Păi și dacă e așa, soția, e tradiția?
Da, problema pe care nu înțelegi... Păi mai răspund din democrația în lume, da? Pe care, exact, asta e problema pe care nu înțelegi într-un sistem din ăsta în care fiecare cu tradiția lui și mama măsii, e că la un moment dat se alege mama măsii. Adică atunci când ai două sisteme de valori opuse, ireconciliabile și nu există cale de negociere între ele, că fiecare o ține pe a lui, da? Păi atunci, ok, conflict se va rezolva conflictul cu forță, cu puterea armelor. De o formă de postmodernism al tradițiilor, dacă vrei, de pluralism al tradițiilor. Deci dacă admiți că ele sunt egal valide, tradiția lor e bună chiar dacă e autoritară și nu știu. E o formă de postmodernism. Spune Friedman mai jos, când vorbește despre anarhia hobbesiană, doamne, hai să luăm cazul simplu, da? Cu două persoane pe o insulă. O spune, dar înainte să ajungem la... Nu vreau să mă leg de acel capitol. Toate trei capitole sunt foarte împreună, de fapt. Sunt cam legate, da. Nu vreau să mă leg de chestia din capitolul ăla, ci de faptul că, hai să zicem, avem o chestie multiculturală cu doi oameni pe o insulă, erau valori ireconciliabile. Ireconciliabile, da. Așa. Și unul zice, domne, Dumnezeu mi-a dat dreptul să iau mere de pe insula asta pe care suntem noi, chiar dacă tu le-ai cultivat și ai muncit pentru ele. Mm-hmm. Da. Ai credința lui. Am avut o viziune. Da, am avut o viziune, da. E, și trebuie, Friedman și în capitolele anterioare, da, și în următoarele capitole, și putem demonstra prin motivații, prin forțe, prin principii economice, cum că chiar dacă se pornesc de pe poziții ireconciliabile, economia societății până la urmă va duce la anarhocapitalismul duce la libertarianism, adică la... Dacă, din nou, dacă țin la bani mai mult decât la credință. Dacă nu țin la bani mai mult decât la credință, s-a terminat. Nu o să se ducă în direcția. Dar cam țin la bani. Adică, uite, stai, inclusiv arabii. O analiză din asta... O analiză din asta tip Friedman ai putea să faci aici, să vezi, sau în fine, teste... Să vezi cât de mult costă pentru un credincios credința lui. Să-i oferi bani. Da. Renunță la chestia aia, vină la valorile noastre. Câți bani vrei? Și vezi cât costă. O să poate costă și la ortodoxi. Dacă o întorci așa, știi, mulți o să-ți zică. Știi, dacă e preoții români, o să vezi că te înțelegi repede. Știi. Bine, păi Constantin Brăcoveanu. Ok, Brăcoveanu. Mi-a zis cineva, Constantin Brăcoveanu juca la bursa de la Viena, dacă... Așa că știi că era bogat, știi? Știi că... Da, dar uite că a contat credința totuși. Dacă nu e legendă, știi? Da. Ce vreau să zic? O dată așa punctual, dacă o iei așa, domnule, cu bani, cum știi. Dar mai sunt și alte costuri. Timp, efort, da? Inclusiv, ok, să zicem că... Liniște. Nervi. Da, dar ai o familie, da? Ai 7 copii. Și tu vrei an de an să te duci peste ala să iei mere, știi? Uh-huh. Care le-a muncit ala. Nu mai muncești tu, că le muncești ala oricum. Vezi că din al doilea an, când vede ala că nu mai profită de munca lui cu merele, o lasă de izbelie și nu mai sunt mere. Deci inclusiv tu nu te... De exemplu cu merele aici? Nu, capitolul ăla urmează în capitolul următor. Dar le-am amestecat eu acum, da. Deci îți dai... De că nu mai muncește ăla, nu? Da. Ăla mai muncește și tu, cum ar veni, nu mai oferi familiei tale siguranța, nu neapărat pentru tine, știi? Da. Da. Deci ideea care ar fi că dacă n-ai schimburi, una dintre părți nu mai... și ai doar transferuri forțate, partea forțată nu o să mai facă. Da. Dar dacă vă amintiți, Hummer spunea, referindu-se la Corea de Nord, da, dar poate ăla e mulțumit. Agresor. Cu ce livrează? Puțin, așa, cât e. King Un John ăla e. Merge. Asta e argumentul și pe la baronii locali, că lumea zice, păi de ce nu sunt mai deștepți să vadă că dacă lasă mulțumiți. Concurență crește economia? Și de multe ori sunt mulțumiți să fie 100%
să controleze o plăcintă, chiar că e mică, dar el e 100% acolo și are și liniște. Decât una mare unde poate nu mai e nimic. Da. Sau, nu, argumentul economic este că poate să fie mai mare și chiar o felie mai mică pe care ar păstra-o ar fi mai mare decât are acum. Argumentul totuși, liberal. Da. Argumentul păcând, liberal. Totuși, mulți preferă așa pentru că nu sunt încrezători că ar fi în stare să păstreze o felie în concurent. Poate știe ceva. Poate știe că la bugetar sau... Eu m-aș opune un pic la punctul ăsta cu Coreea de Nord, că poate preferă așa, pentru simplu motiv că aș zice că e esențial să facem diferența între... Mm-hmm. preferința de piață, aia care e în care este absentă orice formă de coerciție și preferința pe care o manifestă ăștia în Coreea de Nord, că așa putem preferința agresorului. Așa putem să spunem și noi că preferința okay, agresorului. Păi cine? Cum ai putut? Alu? Kim? Da. Da, el e mulțumit. Bine, tu ai putea să-i răspunzi. Contează puțin, dar îi convine. Da, asta tot inspirat de humor ai putea să-i răspunzi. Da, dar și el parazitează sistemul mondial, știi? Că dacă ar sta doar pe Coreea. Mm-hmm. Adică ai formă, mă gândesc că nu fac, nu? Coreea. Da, Kim e... Din cele două chinezii sau... Bine, da, că și ei trebuie să le dea ceva la schimb. El poate să prefere disproporționalitatea de putere. Adică... E într-un sistem izolat, da? E big fish in a small pond, da? Dar este atât de big fish în sensul că diferența de la el la următorul e atât de mare, uriaș, încât pe partea de avantaje, cum să zic, psihologice, bate orice... Dă-te, în România, de ce n-a orice bigger pond. În România sau în țările comuniste, de ce n-a funcționat asta? A funcționat de asta. Ceaușescu prea lacom, nu, nu, tot. Nu, tocmai a funcționat asta, numai că s-a terminat violent. Adică pentru ăia de la vârf, ei au preferat, da? Ceaușescu a preferat să moară decât să dea din mână. Nu, că s-a strâns sau a fost prea puțin, știi? Adică ofițerii din armată fost, nu cred că aveau au fost prea puțin oamenii care mai credeau în comunismul doctrinar și atunci s-a și în apă. Și în puterea de represiune a regimului, da? Că toată lumea în România, sau mă rog, hai să zicem, majoritatea lumii din România tăceau pentru că era spectrul ăsta al securității care te ține în mână, te informează, dacă zici ceva, ai dosar, ai dosar, te dau în gât, după aia urmează să fii tras pe linie moartă, nu mai poți să mai... Te dau afară de la serviciu, chestii de genul ăsta. Nu câștigau ăștia. Știi că era chestia aia, dacă vezi un coronel la coadă la pâine, e clar că nu mai are un regim, știi că... Nu poți să-i ții pe ăștia. Ăla e un simptom, da. Nu poți să-i ții. Da. Adică țineau doar securitatea, adică... Nu cred că toți securiștii, știi? Cred că și acolo aveau elită care tăia și spândura. Nu cred că unul care, nu știu, terminase facultatea era... Tăia și spândura. Băi, nu știu... Dacă vorbim strict din punct de vedere al Revoluției din România, nu pot decât să spun că ceva s-a întâmplat între 16 și 21 decembrie. Nu pot să-mi dau seama ce, dar ceva s-a întâmplat atunci, pentru că la început, la Timișoara și inclusiv în București, pe 21 au tras în carne vie, au tras în oameni ca la țintă, aceia soldați care după 22 armata e cu noi. Ați primit vreo amenințare, cred. Nu deci, nu știu, a fost ceva... Poate a fost populația, că ești populație. A fost ceva care s-a schimbat în perspectivă. Mm-hmm. Ești multă populație. Una să iasă 1000, una să iasă 1000. Posibil. Bine, cred că a fost un cumul de factori. Mult mai complex decât îl prinde. Dezinformări, niște puncte cheie. Gândește-te și la revoluțiile astea hipsteriste cu corupția lui Dragnea. Și una să iasă 1000 de oameni și una să iasă 1000. Așa s-a născut USR-ul, nu cu Roșia Montana, cum știi. Hai să zicem două cuvinte și despre poezia asta. El o prefațează cu un citat din Leviatanul de Hobbes, în care Hobbes descrie starea de natură pe care o vede el. Nu o să intrăm în detalii aici, am intrat în detalii cu altă ocazie atunci când am discutat teoriile hobbesiene. O să vedeți în stânga sus un episod din ciclu când stăm cartea lui Humor. Uh-huh.
în care el se ocupă cu un capitol întreg numai despre asta. După care Friedman îi urmează un stick, pentru că soluția, spoiler alert, soluția propusă de Hobbes la starea de natură, care este absolut sinistră, da, nu se întâmplă nimic pe fața pământului, da, nu există știință, nu există timp, arte, literatură, societate, nu e decât frică. Jocul de noroc. Nu e decât frică și pericol de moarte. Asta e. Nu există decât șeptică și popa. Starea pe care o descrie Hobbes. Și soluția este să vină un rege, un conducător forte, care să vină să pună ordine. Da. Unde ești tu, țepeș, doamnă? Exact. Să vină să pună ordine. Și Friedman se întreabă aici în stihul ăsta, zic, cum se poate totuși că până să vină regele, lumea, adică oamenii dormeau totuși noaptea, făceau copii, plantau recolte, se apăreau, schimbau, ba chiar existau și schimburi economice. Adică s-a ajuns până aici. Nu. Fără regele ăsta, adică nu, e ceva care nu pupă cu ideea lui Hobbes. Și el zice la sfârșit că Hobbes pare, adică îl aseamănă oarecum pe Hobbes cu un doctor care a găsit leacul perfect. Și acum convinge lumea să-l ia ca să-i vindece de orice, de absolut orice boală, nu contează boala, el e convins că există, chiar dacă boala nu există, nu știu dacă vi se pare că vorbim despre COVID, vi se pare. Și dar trebuie să ia leacul ăsta perfect care e aici să salveze. Și operația a reușit. Iarăși vi se pare că poate că vorbim de ceva ce s-a întâmplat recent, dar vă asigur că nu, omul a scris cartea înainte, asta cu multă vreme înainte. Dar zice că, uite, mulți oameni s-au lăsat convinși de a lua acest leac și s-au trezit morți. Nu s-au mai trezit. S-au trezit morți. E aia românească. Operația a reușit. Da, pacientul operația a reușit, pacientul n-a supraviețuit. Și, e și referire la... A reușit, pacientul a murit, ca să fie cu rimă. Începe aici. Cu... R.J. Rummel, un citat pe care o să-l traduc integral. Zice, în total, în primii 88 de ani ai acestui secol, deci de la 1900 la 1988 sau 87 dacă e să numărăm 88 de ani, nu știu, secolele se termină la 99 sau la 00? La... Mileniu a început în 2000 sau în 2001? La 99. Începe cu anul... Ok, nu știm dacă e până în 87 sau în 88, dar contează foarte puțin. Spune așa, aproape 170 de milioane de oameni, bărbați, femei, copii, au fost împușcați, bătuți, torturați, înjunghiați, arși, înfometați, morți prin expunere la frig sau înghețați, degerați, striviți, lucrați până la epuizare sau până la deces, îngropați de vii, înnecați, spânzurați, bombardați, omorâți în orice altă formă de omor pe care a gândit-o guvernul și pe care a făcut-o, a aruncat-o asupra unor cetățeni neînarmați și fără altă cale de scăpare. Fie cetățeni, fie străini, că ia în calcul și războaiele respective. Ajungând la războaie, mi s-a părut interesant, a făcut el o... De că pe timp de pace s-a... A subliniat unul dintre punctele de vedere al lui Chesterton despre primul război mondial, care mi s-a părut foarte interesant, e foarte diferit față de cum îl percepem noi astăzi. Noi spunem că primul război mondial a fost o încleștare naționalistă, rezultată din prea multă aderență, prea multă
Prea mult patriotism. Prea mult patriotism, da. Pe când Chesterton caracteriza primul război mondial ca fiind o încleștare asupra diferiților internaționali. El critica imperiile pentru că încercau să devină internaționaliste, să-și impună modul de viață și tot asupra lumii întregi. Gen one world government, dar să fie al meu. Mm-hmm. Cam ăsta e visul umed al tuturor socialiștilor internaționaliști care au mai rămas astăzi. Era și britanic. Da, și imperial britanic, da. Adică trei ani a trăit pe imperialismul ăla britanic. Da. Primul sistem legal. Primul sistem legal. Deci aici Friedman își face reclamă la o proprie carte pe care o scrie. Pe care a terminat-o și link la ea veți găsi jos în descriere. Linkul de LibGen? Linkul de Amazon. De Amazon. Totuși. Dar dacă vrem, ne dorim să-l avem invitat pe Friedman, nu dăm linkurile decât de Amazon. Trebuie să terminăm cartea, să nu... Am impresia că există articolele și pe site-ul lui. Înainte să fi scris cartea, eu le-am citit de pe site-ul. Da. Ce, articolele astea sau articolele la care face el referire? Cartea este... Cartea aia. Cartea pe sisteme juridice. Capitolele din cartea aia. Cu sisteme juridice diferite de al nostru. Și din toate studiile pe care le-a făcut el legate de sistemele juridice, concluzia pe care a tras-o a fost că toate au la bază următorul principiu. Atunci când tu îmi greșești mie, eu trebuie să fiu compensat pe măsura proporțională cu răul pe care mi l-ai făcut. Da. Ceea ce trebuie să facem este să convingem restul comunității că am dreptate și că trebuie să găsim o modalitate prin care dreptul face putere. Right makes might. Da, asta, e vorba de... Asta bine, e problema cea mare. El face un joc de cuvinte, dar în spatele atacul asupra oricărui sistem etic este că, de fapt, în lume etica nu contează pentru că might makes right. Da. Și dacă stăm să ne întoarcem la vechii greci, unde ar apărea primul sistem protoetic, el era bazat pe acest fundament, adică acolo era o virtute să fii puternic. Intuiția e corectă pentru că nu ajunge să ai legi, ele trăiesc. Deci aceste trei capitole, miza acestor trei capitole e aplicarea legilor, cum implementăm legile. Și trebuie să ai putere. Asta e critica, nu știu dacă vrea, conservatorilor la libertarieni, să zicem, sau pe cine văd ei ca fiind naivi. E nevoie de forță ca să impui chestia aia, că așa, na, facem, vorbim tu discuții. Tu ai dreptate, mor cu dreptate, da, da. Trebuie să impunem. Uite, NATO poate forța pe Putin să facă, nu știu, e nevoie de forță. Așa impui o asta. O dreptate. Da, care o consider, da. Nu ajunge să zici să nu ucizi. Și dacă cineva a omorât pe cineva, tu trebuie să aplici pe dator. Pentru asta ai nevoie de forță. Cum rezolvă statul problema? Păi ai poliția, ai armata, ai forță, adică îți oferă soluție. Da. Și numără aici, revine, face multe referiri la capitolul 44 pe care am discutat cu sistemul decentralizat din Islanda. Sistemul juridic decentralizat din Islanda, în care și judecătorii, dar și cei care aplică judecata acelor judecători sunt persoane private. Era o coordonare între ei, revine mereu povestea asta că îți trebuie o coordonare. Dacă vrei să ai un standard sau o coerență, îți trebuie un nivel de coordonare între privații ăștia care să facă. Coordonare tocmai pentru că coordonat crește forța. Da. El este că atunci când uniți. Când un om cu o reputație recunoscută în comunitate spunea, tu ai dreptate, Alex, atunci toți prietenii mei care m-ar fi apărat în acel caz începeau să dispară, să se evapore rapid și prietenii tăi, dom'le, dacă ai nevoie de ajutor să-ți faci dreptate, noi suntem alături de tine și te vom ajuta. Deci,
E și interesul lor, pentru că și tu te poți, îți violează copilul, nu e vorba doar... Da. E și interesul tău să sari. Da. Exact. Odată ce s-a hotărât că unul e un rău, e un făcător, rău. Da. Atunci vrei și tu să te aperi de el. E și în interesul tău, e o hotărâre economică, dacă vrei. Compensația era, de exemplu, la un omor, deci era, puteai să-l omori și tu, puteai să ceri o plată, sau puteai să-l ierți chiar. Dacă... Ideea este că nu exista ca acum, dom'le, prima este ceva împotriva domeniul public, și statul trebuie să intervină și să spună ce să se întâmplă. Bine, el zice... Victima trebuie să... Zice că existau ceară compensații. El zice două chestii care sunt sunt demne de ținut minte aici. Primul e că s-a uitat la multe sistemele, s-a apucat să investigheze sistemele legale vechi și a descoperit între ele faptul că majoritatea nu aveau legislație, așa cum percepem noi legislația astăzi, da? Legile, încalci legea. Legea 36 pe 2020. Cu prevederi precise. Și cu prevederi și tot, ca să spună ce încalci. Nu. Sistemele legale de atunci erau în principal tradiționale. Adică aveau probabil la bază Sfânta Trinitate a non-agresiunii, dacă mi se permite. Nu fura, nu ucide și nu da peste mână. Da? Da. Yes. Ok. Și zice că toate sistemele, el denumește acest, deci în clipa în care toate aceste sisteme se bazau pe amenințare, pe amenințarea cu forța, adică dacă tu urmează să faci, să produce o încălcare, da? O agresiune, să spunem, trebuie să fii conștient că ți-o iei. Punct. Cred că orice sistem. Că ți-o iei. Dar, și el denumește aceste sisteme ca fiind bazate pe... Amenințare cu forță. Nu știu, pe râcă, să zicem. Sau pe, nu, stai, cum ai zis? Pe vrajbă. Dispute. Pe dispute. Dispute, dispute m-am gândit și eu, dar dispută mi se pare că sună prea... cum să spun, prea low-key. Prea inițial, liniștit? Da, e prea liniștit pentru ce? Că aici vorbim de faptul că domne putea să-l omoare pe ăla. Nu era, deci... Păi și atunci... My name is Inigo Montoya, you killed my father. Prepare to die. Cum traduci fiul? Conflict sau ceva mai... Nu, e... Contondent. Deci, păi, exact asta am întrebat și eu dicționarul. Asta spun și eu că am întrebat dicționarul. Iarăși, litigiul e prea civilizat și dicționarul mi-a spus râcă, vrajbă sau... Era o civilizație. Islandezii. Deci, na, uite, zice, a prolonged and bitter quarrel or dispute. Da, 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 traduc. Da, da, e bitter quarrel. Da, e bitter quarrel. Nu da, e, da, da. E serioasă, nu e o chestie așa. Și dicționarul, din nou, englez-român, sugerează râcă sau vrajbă ca fiind... Vrajbă, dar vrajbă. Și... ca fiind folositor aici, toți termenii păreau să fie din ăștia așa regionali. Și râcă e moale. Da. Ok. Și spune că noi putem să avem o percepție de un sistem de genul ăsta ca fiind ceea ce a rămas la musulmani honor killings. Da. Da? Numai că Friedman zice... Da, dar noi avem o percepție asupra acestui sistem ca fiind unul în care se omoară unii ca chiorii non-stop și așa. Diferența atunci când te apuci și le studiezi este că violența, forța se desfășoară doar atunci când amenințarea nu are efect. A venit să vadă cu ce l-ameninț. Deci forța se întâmplă doar atunci când amenințarea nu are efect. Da. Deci dacă amenințarea este credibilă, ea va avea efect și va opri, va inhiba agresiunea. Da. Și spune că aceste... Două secunde. Și spune că rămășițele acestor sisteme
au ajuns și până la noi astăzi, adică sunt prezervate în legea talionului de la evrei, sunt prezervate în sistemul roman de legi, sunt prezervate în sistemul islamic de legi. Exemplul pe care îl dă Friedman la evrei, atunci când cineva ucide pe o altă persoană, moștenitorul victimei poate să-l omoare. Da, are dreptul să-l omoare. N-are dreptul să... Dar după aceea a apărut o nouă lege și anume nu are voie să primească compensație în bani. Și zice Friedman, da. Ce se întâmplă? Înseamnă că au fost cazuri în care... Primea. Și nu mai omora pe ucigaș. Și mi se pare că este un caz de intervenționism din ăsta. Dom'le, hai să nu să te leagă părțile agresoare și victime. Și noi, pentru binele tribului sau societății, punem o lege, intervenim cum ar veni un fel de intervenționism. Intervenim cu o lege și spunem, domnule, nu are voie. Observația aici mi se pare zis. Și zicem că cineva primea bani, da? Până că niște terțe părți trebuiau să se implice, care n-aveau niciun interes, da? N-aveau treabă cu disputa dintre cele două părți. Hai să restabilim o dreptate pe care noi o considerăm pentru binele public. Și el spune că chestia asta se vede cel mai clar la sistemul din Anglia, din Marea Britanie, unde pentru anumite ofense era percepută ca fiind un dublu stan, adică era recunoscută ideea asta că s-a făcut o crimă împotriva victimei în sine, dar a fost agresată și pacea regelui. Deci de acolo a început și până când astăzi victima e colaterală. Da. Victima a rămas pe din afară. Observația importantă aici mi se pare că este că dacă permiți negocieri, înțelegeri între părțile în dispută, s-ar putea să nu prelungești în vrăjbiri și pe când statul sub ideea că apără un bine general nu le permite părților să înțeleagă. Uite cum ai zis, nu mai putea să ia bani. Și în procesele pe care le vedem astăzi, în care stat, prin România, mă refer, care statul dă niște decizii. Pe unele victimele disproporționat le pedepsește, pe unele victime, okay. pe unii agresori. Victimele, pe unii agresori pedepsește foarte puțin, victimele se consideră nedreptățite, pleacă majoritatea din tribunalul ăla și victima și agresorii înjurând, știi? Pentru că e cineva în București sau undeva central care după mintea lui zice, domnule, cam atât ar trebui pedeapsa pentru fapta X, fapta Y, știi? Nu știu, da, și să ne imaginăm scurt din nou ce ar fi o piață liberă a judecăților. Deci ar exista oameni care s-ar ști că judecă drept, părțile nu mai pleacă în jurând, nici nu mai durează 1000 de ani ca acum. Ce ar face oamenii? S-ar duce la aia. Păi dar ăla care ar crede că poate să-și tragă un avantaj, n-ar veni acolo. Ok, să mai pune încă un nivel de arbitraj, dar tot aia e. Bine, e un lucru care e oarecum înțeles de toată lumea, este că e foarte greu să mulțumești pe toată lumea, da, mai ales într-o situație din asta conflictuală sau de dispută sau de litigiu. Poți să ne mulțumești pe toată lumea, exact. Acolo vreau să mă duc și statul e expert în așa ceva. Deci statul pretinde că face bine la toată lumea și ce reușește? Să facă cel mai mic, dacă reușește, să facă cel mai mic bine pentru toată lumea. Deci, basically, îi oprește pe toți din a-și face cât bine pot să-și facă. Da. Ca să nu zice că face rău. Unul dintre subiectele la care ne face Friedman referire și ne-am apropiat foarte mult de el cu discuția precedentă, este...
cum? Ce ar trebui să fie în spatele unei justiții ca toată lumea să o accepte ca fiind justă? Uh-huh. Și el dă un exemplu în următorul capitol, ăla cu grădinița, uh-huh, da? De care spune în felul următor: eu cred că mi-ai furat vaca. Da? Bun. Mă plâng în mod public. Deci se presupune că suntem într-o societate proto-whatever, nu avem sistem de legi, legislație, da? Da. Dar tradițional furtul nu e ok. Și mă plâng public că mi-ai furat vaca, îți cer să-mi dai înapoi animalul sau să-mi dai despăgubire și tu negi că ești vinovat. Uh-huh. Da? Ok. Și el zice, bun, din acest punct eu aș putea să-l ameninț cu folosirea forței, să-l ameninț că-l împușc pe el, împușc vaca dacă refuz să-mi dai înapoi, dar asta nu ar fi prudent. De ce? Pentru că vecinii, oamenii ceilalți, că așa fac libertarii, tind să se gândească și la cum pun problema oamenii de rând, da? Oamenii ceilalți nu ar avea de unde să știu dacă eu am luat o razna sau chiar pedepsesc pe cineva cu justificare, da? Cu dreptatea de partea mea. Da? Unii dintre ei ar putea să-l ajute pe Alex să zică, băi, e cam mult pentru o vacă, adică acul în pușcă era doar o vacă, chiar și o vacă să fi fost. S-ar putea să fie cunoscută linia asta de raționament, da? Alții ar putea să decidă că, domne, eu sunt un vigilante, un nebun care își ia dreptatea în mână, trebuie oprit, mâine, poi mine, poate cred că, nu știu, poate cred că nevasta altuia era de fapt a mea sau ceva de genul ăsta. Ok. Bun. Și spunem, în loc de chestia asta, în loc să îl ameninți pe Alex, eu cer ca disputa noastră să fie examinată de un arbitru neutru. Cineva care are reputație în comunitatea noastră, da? Să zicem Gabi, care are reputație că e onest și competent, adică să prinde. Știe unde e adevărul, să prinde. E varianta oarecum similară cu căpeteniile alea din povestea islandeză de câteva episoade în urmă, da? Un fel de Cioloș. Am zis cineva onest și competent. Nu știu dacă Cioloș se califică nici la prima, nici la a doua. Bun, și eu fac următoarea propunere. Dacă Gabi zice că eu sunt plecat pe câmpii, atunci îi dau lui Alex și niște bani pentru faptul că l-am târât până la Gabi și i-am pierdut timpul și așa. Pentru deranj. Pentru deranj, da? Dacă însă Gabi decide că Alex mi-a furat vaca, atunci vei returna vaca sau echivalentul, că poate între timp ai făcut o friptură, da? Sau și îmi vei da mie bani pentru deranjul pe care mi-ai făcut. Ca să fac oferta și mai atractivă, zic, uite, dacă nu-ți place la Gabi, putem să mergem la Costel. Nu, Costel fiind alt judecător. Judecător fiind pe care agrade Alex. Da. Zic tu, Alex, atunci judecător, adică, da. Pointul e că ești atât de deschis, care, încă dacă un om cinstit ar accepta, să zicem. Exact, asta e ideea, pentru că motivul pentru care fac toate astea nu este pentru că vreau să fiu sigur eu că mă comport corect. Nu, că eu știu că mi-a furat vaca. Motivul pentru care fac toate astea este, așa cum a spus și Costel, ca vecinii noștri din comunitate să vadă bunăvoința mea și să considere că doar dacă ești vinovat ai refuza să te supui acestei decizii. Și prin urmare întorc judecata publică, care în primul caz era toată împotriva mea, împotriva lui, care a furat vaca. Îi acord prezumția de nevinovăție, teoretic, da? Teoretic, da, îți acord prezumția de nevinovăție atunci când spun că dacă te găsește nevinovat. Da. Și în felul ăsta ar putea apărea un... Ăsta e motivul
pentru care un sistem din ăsta de arbitraj ar putea funcționa, pentru că lumea din jur l-ar putea percepe ca împărțind dreptatea și ar putea să creadă în el. Cum de altfel au crezut în Islanda medievală. Mi se pare că tot capitolul ăsta se bazează pe ideea de reputație și rezolvă multe dileme pe care le au oamenii, sau mă rog, îndoieli, întrebări. Dar cum ar funcționa, doamne, lucrurile standard, astea? Problema standard. Și ideea este că ai avea un mecanism de reputație. Așa cum ai și astăzi la tot felul de servicii. Ai steluțe la nu știu ce, ăla e un bun vânzător, răspunde repede. Ai sisteme de reputație. Și acum sunt ori direct unde te interesează, ori uneori poate sunt și centralizate. Nu e musai să aduc aminte despre o platformă de reputație, că asta o să o scoată și piața. Și like-urile sunt. Altceva vreau să zic. Problema de obicei la sistemele de reputație e că, zice și Friedman mai încolo, sau aici, zice că problema de reputație persistă zi de zi într-o societate complexă. Trebuie să știi ce profesor să alegi, ce instalator să alegi. Ce faianțar, ce... Astăzi... Mai peste tot, nu e doar... Astăzi ai... ce doctor? Ai proxy de la stat că are nu știu ce certificare, licență, permis. Care e bine să fie printat pe hârtie moale. Moale, exact. Cu fasă, așa. Ca să fie utilă. Da. Un pic, scurtă. Și mai ai sistemul de reputație de la om la om. Word of mouth, mă, du-te la doctorul ăla că chiar a rezolvat, care ăsta funcționează. Totuși aici ai o problemă că poate nu știi, nu ai pe cine să întrebi, unde să te duci. Mă rog, problema crucială la o societate care vrea să funcționeze mai liber folosindu-se de reputație este comunicarea. Și Friedman are are o critică uneori la adresa blocării intersecției. Asta se potrivea mai de mult sofizis, dar merge și aici. Deci Friedman zice, ai o eroare a pieței, ridica el piața. Uite, nu merge tot timpul piața, zicea. Uite, în intersecție se blochează intersecția pentru că unii câștigă câteva secunde pentru că intră în intersecție și de-aia îi blochează pe ăilalți și să pierd ăilalți perpendicular. Din sensul celălalt. Ăștia blochează și ăștia nu mai poate să treacă. Așa. Bun. Mă rog. Ăștia câștigă câteva secunde, ăilalți pierd minute. Că prind iar roșu, mă rog, nu contează. Și observația mea este că în intersecție nu ai o comunicare cu între actanți acolo, care ar fi semafor, nu? Păi da, mulți te intră pe verde, dar nu poate să treacă. E anonimat, asta vrei să spui. Nu ai reputație asociată, nu știi. Nu numai asta. Dar problema în sine, în observația lui cu intersecția, zice că e o eroare a pieței. Uite, aici există niște interacțiuni între niște actanți. Așa. Și ele nu se rezolvă. E o problemă. Acolo sunt niște pierderi. Stai. Problema e că acolo nu sunt niște interacțiuni cu adevărat din cauza că n-ai comunicare. Ăia nu comunică. Ce nu claționează un pic, n-ai înțeles nimic. Aș spune că nu e nici piața acolo. Exact, nu e nici piața acolo. E subvenționată de stat, comportamentul în sine este și el subvenționat. Nu, și formele de comunicare ar fi să zicem că tu ești șofer și te-ai plânge la proprietarul drumului și zice, mă, fă ceva cu intersecția asta. Și asta se rezolvă foarte ușor, că pui un senzor și dacă e o mașină aici, spune ăsta la roșu și nu mai poate să intre. E ceva extraordinar. Deci nu e o comunicare asta, nu e asta. Între cine și cine? Păi nu, dacă poți să comunici cu proprietarul... Care le zice ăla să nu treacă și ăla să treacă, nu e o formă de comunicare. Păi da, astăzi nu îi oprește să blocheze intrusul. Asta zic. Deci tu poți să te duci, fii atent, intersecția, da, este un pătrat, da? Ai străzi care vin în pătratul ăsta, da? Ok, bun. Aici se circulă în direcția asta, da? Aici e verde, da? Numai că aici nu are loc, nu ai loc unde să te duci, pentru că e plină strada până la stopul următor, ești sau. Da?
E aglomerat, okay. E butoiaj. Și tu unde te duci? Intri în intersecție și stai. În intersecție. Tu ai avut verde. Semaforul teoretic te-a lăsat să treci. Mm. Dar nu poți să treci de cealaltă parte a intersecției, că dincolo sunt mașini. Păi câteodată între noi fie vorba, sunt mașini acum venite de pe sensul celălalt care fac dreapta blocând intersecția. Acum nu se rezolvă. Și Friedman zicea că pare și că chiar, e o piață liberă. Chiar, chiar aș putea spune că aia e o formă de comunicare, în sensul că ăsta vine pe drept și se bagă în fundul ăluia, tocmai pentru că ăla i-a comunicat prin acțiunile lui că, că e permis, că e permis. Păi mă rog, în regula și există astăzi că să nu blochezi intersecția. Ai hașurat, scrie în regulament, nu blocați intersecția. Deci există. Există. Regula e scrisă, dar nu o înforțează nimeni. Mă rog. Așa poți spune și la o crimă, nu funcționează piața? Că... Nu, problema păi este exact, că acolo da, e o analiză greșită în termen de piață. Acolo nu e o piață. Asta e ceea ce încearcă Alex să spun. Asta vreau să zic că nu e o piață, că ea nu comunică între ei. Tu spui că nu funcționează, dar de fapt nu e o piață. Și exemplu clar este când oamenii trebuie să treacă perpendicular unii printre alții pe jos. Atunci comunică vizual cu corporal și se vede. Mă opresc eu, treci. Nu știu, eu nu mă lovesc. Ai, el ar zice market failure și când te lovești? El zice nu când nu zice market failure când te lovești, zice market failure că se blochează intersecția. Mă rog, nu contează. Cert este că ce vreau să zic e că, cum voiam să aduc vorba despre reputație aici, este că nu avem acum sisteme de reputație funcționale care să susțină piața liberă și să arate libertatea unei societăți cu piață, pentru că nu ai genul ăsta de comunicare. Din cauză că din inerție, sau mă rog, cum se cheamă asta, pericol moral, ai încărcătura asta a permiselor, chestiile date de stat și lumea zice, păi mă duc la doctor, păi de unde știi că e bun doctor ăla? Păi are permis, nu a trecut de facultate. Dar asta nu-ți garantează nimic. Dar nu te preocupi decât când e foarte grav și atunci întrebi, ce chirurg este cu adevărat foarte bun? Mă rog, nu-i cerne la fel de... Mă rog, ideea este că genul ăsta de problemă se poate rezolva cu comunicare, cât de complicată e o fi nevoie. Deci la intersecție cum o rezolvi? Trebuie să ai proprietate. Ai proprietate. Trebuie să ai proprietate, să nu fie statul. Păi da, mă gândesc că nu e o soluție tehnologică. Ce face ăla, face și ăla. Ar putea, dar proprietarul privat o să aibă stimulentul să o facă, pe când statul acum, ca dovadă, că am zis adineauri, că ai regulă să nu se blocheze, dar el, statul care ar trebui să se asigure de înforțarea legii, nu o face. A, nu e prezent, nu e, da. N-are camere, nu are ceva să digitalizează administrația. Și chiar dacă are, nu se întâmplă nimic. Și teoretic, de ani să laudă că o să pună camere. Tu ești șofer, poate arde mai tare, dar pe mine, eu, sincer, mi-aș dori să nu se rezolve problema asta din partea statului. Și eu aș vrea să nu fie din partea statului, da, corect. Da, da. Nu, pentru că cine știe ce prostie arbitrară îți trântește. Ok, unul dintre punctele pe care Friedman le mai amintește aici la un asemenea sistem, deci un contraargument împotriva unui asemenea sistem, este ce te faci, sistemul ăsta cu arbitrii privați de rezolvare a conflictelor, este ce te faci atunci când în societate există diferențe fundamentale. Răspunsul e da, ok, atunci nu te faci. Adică dacă ai diferențe fundamentale pe idei de genul au femeile aceeași drepturi cu bărbații, când devin copii adulți, sclavia. Există sclavi, că vorba aia pe... Bă, adică încearcă să o aplice și retroactiv, da? Atunci nu... Dacă... Nu o să țină. Dacă societatea în sine nu vede, nu cade de acord asupra uneia. De o parte a acestor dileme, nu poți să stabilești un, da, un sistem. Și asta se leagă oarecum cu ce am discutat în capitolul precedent. Dar el spune, cu 4-5 capitole în urmă, da, ce am discutat noi în capitolul precedent era că trebuie să împărtășești valori. Și ce am spus eu era că măcar valoarea banului trebuie să o împărtășești. Adică trebuie să vrei să... El zice că da. Și dacă nu le împărtășești, tot e un proces de negociere în care da, numai că aici tot nu te omori. Numai că asta spun. Aici eu cred că el se înșeală. Trebuie să prețuiești mai mult banul decât
virtutea lui Dumnezeu. A, da, că da. altfel nu negociezi. Da. O soție fundamentalist. Poate că, știi ce? Poate că la o câteva persoane se aplică treaba asta, dar în timp acele persoane pierd așa de mult. Da. Istoric, pierderea se acumulează, dă zero și te șterge din istorie. Da. Și ființa umană prețuiește banul. Da, banul mă refer ca timp, efort, muncă, pur și simplu. Ideea e, da, între negociere, nu e vorba aici numai de bani, sigur, e vorba de ideea asta, cum faci pe altcineva, tot Friedman a zis-o, cu niște capitole în urmă, cum faci pe cineva să facă ce vrei tu? Păi sunt trei opțiuni, da? Dragoste, forță sau schimb. Adică ori îți acceptă prioritățile tale și face din iubire pentru tine, ori îl forțezi, da? Îl ameninți și îl forțezi să facă ce vrei tu, ori prin schimb. Tu îi dai ceva, el îți dă ceva și atunci amândoi faceți, ați creat în felul ăsta un scop comun. Bine, argumentul lui pro-decentralizare în situații de-astea de localista e rezolv mai ușor conflictul decât la centru. Da. Asta ar fi un avantaj. Da. Bine, el spune că sistemul ăsta este avantajos oricum, pentru că se uită la Islanda, țara lui de suflet, da? De ce? Pentru că a implementat un asemenea sistem. În perioada în care avea implementat sistemul respectiv, a trecut printr-o trecere de la o religie la alta, da? S-a creștinat. Uh-huh. Da? Numărul de... Și ce s-a întâmplat mai târziu, tot în Islanda, este că la un moment dat a trecut iarăși de la o religie la alta, în sensul că a trecut de la catolicism la protestantism, da? La luteranism. Prima trecere de la păgânism la creștinism s-a întâmplat a fost gestionată de acest sistem anarhocapitalist legal. Cea de-a doua a fost gestionată de legea regelui. Mm-hmm. Da? Și vă las, nu o să vă las, o să vă stric surpriza, da? În care dintre sistem au fost mai mulți oameni, au rezultat mai multe omoruri pe motive de credință. În al doilea. În ăla cu legea regelui. În ăla cu legea distribuită au murit mai puțin când s-a creștinat Islanda. Dar care e pointul? Care e argumentul? Eu am înțeles că argumentul ăsta al conflictului. Pointul e că și atunci când ai un conflict fundamental, un sistem, prezența unui sistem din ăsta distribuit de justiție, împământenit, îți generează mai puțin morți. Da. Decât, mă rog, decât mă rog, ăsta centralizat. Ăsta e efectul, dar de ce se întâmplă asta? Pentru ce am vorbit mai devreme, că poți să se înțeleagă mai ușor. Localist? Nu, Friedman cred că zice că oamenii se duc unde le bate inima. Îi place păgânismul, se duce în... Unde e păgânismul? Moldenia, acolo mă duc. Deci localist scade conflictul, știi? Dacă e niște reguli UE și le aplici pe toată Europa, normal că explodează conflictul. Mm-hmm. Posibil și asta, dar cert e că toată Islanda s-a creștinat. Deci n-a rămas. Deși e posibil să fi fost rămas doar la nivel oficial creștinarea aia, la nivelul întregii Islande, și să fi rămas zone localnice unde, ok, la noi nu ne interesează. Nu, dar are sens să stau păstrat conflictul, pentru că în plan local tu ai mai puțin conflict. Da. Nu? Când ne adunăm ca oameni care suntem cam la fel, știi? Plus mărimea, pur și simplu. Da, mărimea, pur și simplu. Exact argumentul. La 1000 de oameni ai mai puține conflicte ca la 1 milion. Și pentru războaie. Adică războaiele sunt groaznice din cauza că e prea multă putere concentrată în mâinile unei, conducerea unei țări. Nu? Sunt mulți resurse prea mari și de-aia sunt războaiele groaznice. Centru, nu, chiar dacă ai avea puțini, să zicem, chiar dacă ai avea 1000 de oameni, centru tot crește conflictul, știi? Uh-huh. Că ai 10 locuri în care centru ți impune ce vrea centru, știi? Uh-huh. În loc să deci crește numărul. În loc să se înțeleagă între ei acolo, îți forțează o aceeași local chestie. Local ar fi mai puține conflicte, zic, nu? Uh-huh. Local ar fi 2-3 conflicte, așa centru intră conflictul. Ai un nebun, știi? Top down versus bottom up. Da.
Top-down îți generează conflicte, bottom-up prin intersecție le scade. Adică dacă ai grijă ca sus ajunge doar intersecția preferințelor. Bine, și după aia tu poți să o întorci de jos, știi, din nou. Că uite, noi n-aveam o problemă, să zicem, cu asta, cu rura bananei, să zicem. Uie vine și screază, creează un conflict. Tu să zicem, vinzi banane, dar lasă-mă, frate, poate că n-am vreo. Da, nu, că distrugi, distrugi generații viitoare. Nu știu, nu cred că le... Mă rog. Yes. Ok, și ideea ultimului capitol, negocierea într-un sistem sau prin negociere la ordine, către ordine, negociind o ordine anarhică, să zicem așa, el pleacă de la premiza, uite-s doi oameni într-o situație super hopsiană de stare de natură, sunt pe o insulă undeva și, sau mă rog, pe un teritoriu, whatever, da? Și la un moment dat ei se hotărăsc, uite, își dau seama că au o problemă, că dacă cineva se apucă și strânge și face resurse de foc și după aia se duce până undeva să mai caute niște vreascuri, când se întoarce ăsta poate să le ia, că uite, sunt aici, sunt strânse, sunt numai bune de luat. Uh-huh. Și atunci ei stabilesc, uite, avem un râu aici, în stânga stau eu, în dreapta stai tu. Nu ne călcăm, nu ne călcăm și dacă cumva te văd de partea mea a râului, te omor. Da, mănânci bătaie. Am și egal în ambele părți. Aici te omor. Te omor. Ce bun. Asta, domnule Mihorița? E, și ideea e că cu timpul viața evoluează diferit de fiecare parte a râului. Uite, de o parte a râului poate fi o livadă de mere, da, de vișine, whatever, partea ailaltă a râului poate fi niște materiale din astea, din care, nu, din niște materiale de dure, din care să poți face unelte, care să nu se găsească pe partea asta. Ideea e că se specializează. Da, alternativ, eu am văzut discuția asta făcută cu unii care stau sus pe munte, unii care stau jos în vale. Ăia care stau sus pe munte fac lapte și brânză, unelte ca lumea, că au piatră, au acces la piatră tot timpul. Ăia care stau jos în vale fac niște coșuri ca lumea, pentru că au acces la lemn moale. Așa. Ăștia de la un moment dat se întâlnesc doi oameni. Da, la mijloc unul vede coșul fantastic al ăluia și se uită la coșul lui care-i varsă, ăla vede sulița fantastică a primului care și se uită la bățul lui care nici măcar nu i-a scuțit, că nu găsește pietre să-l ascută în vale. Ok, și se înțeleg între ei să facă schimb. Și s-a inventat capitalismul. Situația în sine e mai bună pentru amândoi. Da? Ăsta se întoarce înapoi în satul lui din vârful muntelui cu un coș nemai văzut, nemai întâlnit. Toată lumea vrea să îi folosească coșul pentru că e mult mai bun, poate să transporte tot felul de chestii cu el și el cu ocazia asta poate să primească alte favoruri închiriindu-și acest coș. Ăla în vale poate să omoare mai ușor animale de o talie mai mare, pentru că acum poate să le împungă cu vârful ăsta de pești. Piatră. Nici o masă fără pești. Da, exact. Și dintr-o dată el, familia lui mănâncă mai bine, poate să vândă hrană, obține hrană în plus, obține mai ușor. Da? Și viețile lor se îmbunătățesc și pot să își dea seama că și alți oameni din interiorul triburilor lor ar putea să beneficieze de pe urma acestor bunuri de consum și se întorc iarăși la aia unul cu 5, la masa negocierilor, unul de data asta cu 5 și ălalt cu 5 coșuri, da, și sau whatever, și fac iară schimbul ăsta, se duce, începe și le vinde, o să fac mai mulți bani vânzându-le. Ok, ideea e în felul următor. E în interesul lor să se înțeleagă, pentru că viața lor se îmbunătățește. Ăla cu, ca să ne întoarcem și la ce povestește Friedman, ăla cu sulița, vrea să-l omoare pe ăsta,
și să ia coșul. Dar după aia nu mai face nimeni coș. Dar după aia nu mai face nimeni coșuri. Simplificând. Îl ții așa, o estetică. Ca și cum avea Van Gogh. Asta zic eu și când noi vorbeam adineori despre Kim Jong-un, știi? Eu omoară ele cu sulița. Iau un coș și consider că e suficient. Am ținut un coș. Dar chiar o să-i țin într-una sub oameni, dar e cu sulița. Asta e durerea mare. Știu, dar ideea este că... N-a ales asta. N-a ales asta. Cine? Cine, Kim Jong-un? Nici ar Putin, în general, știi, uite-te. Să scanăm și istoria, știi. Nu chiar. Cât de agresivi au fost oamenii, știi, au sărit cu sulița, cât de mult au... Da, nici el nu e omoară pe toți. Nu zice au fost și schimburi. Noi, și istoria e biasată. Tu înveți de Cezar, înțelegi? Toți demenții, știi? Nu înveți de, nu știu, oameni paznici și nu știu ce. Auzi, Wagner, Veneția mai e, de... Mai e posibil... Bucuțire, da. Înveți de Macedon, de Nero, de... Mai e posibil ca King... Uite, nu vezi saga aia islandeză. King Jong-un. Kim. Da, așa. Să fie King. Să fie turbează-l. Să fie prins într-un pattern decizional din care să nu poată să iasă. Deci eu vor nu, pentru că iau ăștia gât. Pentru că termină cum termină Ceaușescu. Da, adică poate să fugă în Argentina. Da, dar unde? Argentina. Unde au fugit toți naziști. Nu cred că e... Nu cred că îl scapă. Nu. Oricum, sunt trei lucruri care sunt interesante aici vis-a-vis de situația Coreei de Nord. Deci, în primul rând, războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud a fost pornit de oameni care erau convinși că poate să-l câștige. Da, deci tăticul, bunicul, whatever era, da. Dar cine a început? Moștenitorul lui... Bunicul. Sau sud. Am mai avut... Europeni. Am mai avut discuția asta, are legătură cu pacea dintre China și Japonia de pe urma celui de-al doilea război mondial. Și cu zonele de... Că și acolo în Coreea s-a întâmplat același lucru cu ce s-a întâmplat în Vietnam. Da? De fapt, acolo s-a întâmplat mai întâi. Partea din sud a fost capitulată de... deci a fost trecută sub tutela aliaților. Da? Deci, ca să înțelegem, Coreea în sine era provincie japoneză la începutul celui de-al doilea război mondial. Mm-hmm. Pentru că japonezii o cuceriseră de la coreene, zice. Mi se pare că da, Coreea era independent, mă rog, era independentă stat client Imperiului Chinez. Revoluția boxerilor pe căderea imperialismului în China, transformarea ei în republică, a lăsat Coreea independentă. Uh-huh. Au venit japonezi, au zis, hello, vă supărați, am auzit că aveți o problemă aici, am venit să o rezolvăm. Uh-huh. Și au invadat. Da? Ok, la finele celui de-al doilea război mondial s-a pus problema ce facem cu Coreea. Dar la fel s-a pus problema ce facem cu Coreea, cum s-a pus problema ce facem cu Indochina, din Vietnam, Laos, Cambodgia de astăzi. Da? Chinezii, parte combatantă, deși ei erau în război civil în interiorul Chinei, au zis, păi, o luăm noi, dar îi dăm, o returnăm la stadiul respectiv, care era de protectorat al Chinei, îi dăm independență, cum China era în război civil și Coreea s-a împărțit în două. O parte... care era mai pro-libertate și democrație, o parte care vrea comunism. Da? S-a încheiat războiul civil din China cu victoria comunistă, s-a reactivat problema Coreei. Și atunci s-a rupt. Da. Da. Chestia asta cu... Dar, de fapt, Kim Jong-un nu
îi omoară pe toți nordcoreenii să le ia apartamentele și scaunele și mesele sau ce mai e pe acolo. Nu. Da, îi ține, ține într-un fel de... Da, a, așa. Îi ține în mare parte prin propagandă. E o chestie... Ideea este că ca și natură, deci nu neapărat să ai o... Și el se poate gândi, dom'le, dacă mă uit în America sau în alte părți ale lumii, dacă le-aș da astfel multă libertate, da? Și eu nu o să culeg prin taxe de la ei 13 dolari, da? O să am câteva mii de dolari. Nu poți, poate să nu crede. Nu poți să le dai, nu poți să le dai libertate fără să mimezi, deci sunt două probleme aici, da? Nu poți să le dai libertate fără să mimezi un fel de democrație. Până și în China se mimează un fel de democrație, da? Xi Jinping a fost reales. Da. Da? Ideea e așa că în interiorul structurii din Coreea de Nord, atât datorită faptului că ei sunt teoretic într-o stare de război, nu s-a încheiat pacea, a fost armistițiu, conducerea în sine este militarizată. Acolo nu e loc de alegeri, în niciun fel. Și tu nu poți să le dai alegeri pentru că te mătrășesc generalii, că își pierd ei. Deci el, Kim, dacă s-ar apuca da. Să le ofere să fie ca la noi, libertate. Și ei nu mai cred în războaie și nu știu ce e posibil. Sau nu, dar își pierd ei privilegiile. Ideea e că la noi în comunism... Ce privilegii? Să mănânce o ciocolată pe lună? Nu știu dacă generalii sunt aia care l-au mătrășit pe Ceaușescu sau nu. Dar ideea e că lui Kim e clar că dacă ar încerca să liberalizeze în vreun fel Coreea, îl omoară generalii. Pentru că ei își pierd privilegiile. Că la generali nu te-a pus să-i alegi. Eu nu, generalii aia ce privilegiau? Să mănânce trei ciocolate? Poate să gândești păi și da, să fim mai... Declanșezi cu un conflict pe față. Practic arunci țara în război civil între părțile hunte. Zici, pe aici faci calculul. Numiți-vă voi succesorul lui Kim și aia o să zică, păi ok, hai să vedem. Cine câștigă? Nu, toți sunt pe deci sistemul, eu merit. În Europa cum se fac? Mai cultivați europeni? Aveai tot păi, dileme de tipul ăsta. De ce generalul cu tare nu se gândea că îl lea populația și pe el? Nu aveai, tocmai zim, care a fost în Europa. Da, n-a fost niciun general. Adică uite, dacă e să luăm, dacă e să luăm așa istoric vorbind... General din securitate, da. După primul război mondial, cel mai longeviv președinte al Germaniei a fost Hindenburg, care fusese mareșal timpul primului război mondial, da? Ok, cine a urmat lui Hindenburg și ce s-a întâmplat în Germania? Not so good. Exemplu pozitiv de un sistem militarizat care s-a demilitarizat în Europa este Spania lui Franco, în care el a zis, eu sunt singurul până mor, după care ne întoarcem la monarhie. A zis el asta? Da. A avut și a semnat poliția de... Păi poate asta e soluția și în Coreea. Kim, domne, după aia poate, trecem la anarhocapitalism. Din păcate, familia imperială din Coreea nu mai e disponibilă. A pierit în timpul războiului. Era una dintre soluțiile care ar fi putut să îndepărteze conflictul, efectiv, la vremea respectivă, atât în Vietnam cât și în Coreea. Deci nu mai au nimic. S-au opus americanii și în Vietnam și în Coreea. S-au opus americanii? La vremea respectivă, da, pentru că i-au spus că americanii nu consfințesc instaurarea unei monarhii. În Japonia au lăsat-o. În Japonia au lăsat-o, dar era problema să se reinstaureze în Vietnam și în Coreea. Și era acceptabilă, era o soluție acceptabilă. În Japonia poate era monarhie de aia democratică. Monarhie care de fapt nu e monarhie. În Germania nu a fost, scuză-mă, în Japonia nu a fost monarhie democratică, a fost monarhie cât se poate de...
Nu, cât se poate de fascistă. N-a fost chiar absolutist, avea prerogative, dar nu erau la nivelul... Păi, aveau parlamente, aveau prim-ministru, aveau finanță. Aveau, dar aveau și un cuvânt de spus. Adică aveau o monarhie în sensul în care au avut și România monarhie, da? În cel de-al doilea monarhie. Adică era în puterea lui Hirohito să schimbe direcția războiului. N-a făcut-o. Pe deosebire de sau aliniamentul Japoniei, spre deosebire de Mihai. E monarhie de aia constituțională, nu e frână cu el. Da. Nu era, asta spun, nu era genul ăla de monarhie. Bun, punctul din acest capitol, că ne-am atins, da. Întins în toate direcțiile, este că există niște puncte pe care le-ar fi identificat tipul ăsta, Schelling. Zi pe larg, cine e și de unde îl să luăm. E un cărturar din zonă. Bine, mai e un filosof german, Schelling, de secolul XIX, dar nu e ăla. Asta e un om din zona asta, public choice, analiza economică a politicii, politica fără romantism, partea asta cinică, schimburile astea care au loc între politicieni, să prostească populația. Și el pornea, Schelling ăsta vorbea de un punct, Schelling. Punctul Schelling ar fi... Tema ar fi cum ne coordonăm fără să comunicăm. De exemplu, trebuie să mă întâlnesc cu Alexandru în București. Tot comunicăm puțin că stabilim scopul. Dar ideea e că nu am stabilit ceva la coloane la romană. Nu, trebuie să ne întâlnim undeva. Ideea e că trebuie să găsești puncte unice. Da, asta ar fi chestia. Da. La fântână, la... Vezi, oameni, oamenii sunt în stare să găsească puncte cu adevărat unice și astea ar fi aceste Schelling. Eu le-aș numi ca definitorii pentru paradigmă. Ok, yes, da. Îți oferă o soluție. Da. Îți oferă o soluție. Iar punctul Schelling la ce spunea Vali aici era că nici aia nu se omoară. Vânătorul nu dă cu sulița ăla pentru că o să aibă costuri și oamenii vor să înțeleagă. Pentru că înțelege că îi va fi mai bine dacă ăla care produce... Adică ideea de specializare în piața muncii o înțelege intuitiv ăla, că va fi mai bine în felul ăsta. Da, și punctul lui Friedman este că oamenii sunt în stare să înțeleagă chiar și fără multă comunicare. Uite, eu sunt în stare să înțeleagă fără să li se dea. Asta nu este o valoare culturală, ci este o valoare naturală. Deci din natura omului să intuiască lucruri de tipul ăsta. Uh-huh. Naturală, dar din natura omului. E importantă distinția asta. Da. Că nu o vezi neapărat. Chiar asta vreau să zic. Chiar asta vreau să zic. De fapt o vezi oarecum. Adică dacă ăla e din un islamic și ăla de un creștin, asta nu ține de sute de valori din astea culturale. Și tot s-ar adică chiar ne dăm întâlnire în București și unul din... Nu, religia ține, deci cum adică? Uite, e un exemplu. Cultură, da, să zic. Nu ne-ar încurca să hotărâm la ce locul și ora. Da. Locul și ora ar fi la 12 la universitate. E un exemplu la ceasă de la universitate. Mai puternic, în care poți faci cazul pentru reciprocitate. Unul din exemplele lui Schelling e în felul următor. Dacă dai o spargere și trebuie să decizi cum împărțim prada, dar trebuie să împărțim prada și să ne despărțim. Cât timp negociem pe pradă, poate să vină poliția să ne prindă. Dacă e poliția de stat. Ok. Stai liniștit. Mă rog, eu nu-ți. Nu modifica parametrii exemplului. Da. Și ideea este că dacă cineva ia o poziție nerezonabilă, adică punctul Schelling e că trebuie să ajungem la o înțelegere. El spune, Friedman spune că cel mai probabil 50-50 e echitabil pentru toată lumea. Faptul că trebuie să ajungem la o înțelegere ne va face să-l vedem. Există însă niște experimente de comportamentale, da? În care zicem așa. Să zicem, cineva îmi dă mie $100. Îmi spune așa. Eu trebuie să împart banii ăștia cu Costel. Uh-huh. Da? Eu trebuie să-i dau lui Costel o sumă din acești $100. Uh-huh. Dar Costel nu e mulțumit de cât îi dau. El știe că eu am $100 și trebuie să-i dau lui. Uh-huh. Dar Costel e nemulțumit de cât îi dau, se iau toți banii. Uh-huh. Dar Costel e mulțumit cu cât îi dau, rămân banii la noi. Uh-huh. Da?
Și întrebarea e unde este acest punct de echilibru pe care îl căutăm. Pe care îl căutăm. Și un exemplu interesant din, de asta zic că poate reciprocitatea este mai mult decât din natura umană, poate să fie mai mult naturală. Au fost niște exemple pe șobolani, făcute, mi se pare, de Piaget, care spuneau de șobolani pe dorința lor de a se juca unii cu alții. Deci se joacă șobolani tineri, se iau la trântă. Da? Exista un ritual. Șobolanul trebuie să inițieze joaca făcând o anumită mișcare, da, nici o anumită gestică, și atunci ei se iau la trântă. Unul dintre ei câștigă, celălalt nu. Ideea e că atunci când puneai împreună șobolani de mărimi diferite, cel mare ar fi putut să câștige mereu. Putea să câștige 100% din cazuri. Însă s-a observat că atunci când există întâlnirile repetate dintre șobolani, este și în interesul celui mare să se joace. Prin urmare, s-a descoperit că cel mare, de ce? Cel mic, dacă e bătut de cel mare non-stop, ajunge la un punct în care nu mai inițiază ritualul, nu mai inițiază joaca. Da? Și atunci cel mare, dacă se întâlnește din nou cu cel mic, intuitiv, animalic, da, nu știm, instinctiv, ne dăm seama, îl lasă pe cel mic să câștige în aproximativ 40% din cazuri. Și astfel joaca poate să continue. Dacă scade sub, observațional, dacă scade sub 40%, cel mic nu mai inițiază joaca și s-a terminat. Și în experimentele între oameni cu dat banii către celălalt ca să fie mulțumit, tot pe acolo se învârtea. Tot pe acolo s-a învârtit. 40... Da. Și PSD-ul. Dacă iei banii care câștigă ei și banii care se duc în pensii în ajutoare, o să vezi că e cam 50-50. Sau 60-40. Da, pe acolo. Nu cred. 60-40 pentru cel care are puterea. Nu, eu tind că 40 spre... Hai să vedem. Dacă ne dă... Și așa e mult. Și așa e mult din zero. Gândește că vorbim de 5 milioane de pensionari. Costel, dacă eu primesc... Nu se mai joacă. Costel, dacă eu primesc $1,000,000, da? Condiția ca eu să-l țin este ca tu să... Ca noi doi să ținem banii este ca tu să-i accepti, da? Și îți dau 400.000, îi accept sau nu? Îi accept, așa. I think I rest my case. Da. Nu, dar mă gândeam istoric. Dacă e în agregat, mi se pare că ca jumici, mă. Dar e o problemă empirică, știi, da, să te uiți pe contabil. Da. Intră pe open budget și vezi cât se duc la pensii, cât... Bun. Deci cât au acceptat oamenii. Vă recomandăm să citiți și voi acest capitol cu punctele Schelling peste care am trecut foarte rapid. Dacă vi se pare că le-am înțeles greșit, scrieți-ne jos în comentarii. Suntem dispuși să ne schimbăm părerea. Poate tu. Nu suntem la această doar masă, nu suntem niște ideologi convinși, dar dacă aveți o argumentație bună, important e adevărul să învingă. Pentru Costel Săvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim. Chiar am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.